Ți s-a întâmplat vreodată să visezi și la un moment dat să-ți dai seama că tot ceea ce se întâmplă n-are niciun sens. Și atunci știi că ești într-un vis. Și atunci e o revelație. Dacă știi că visezi, poți oare să controlezi ceea ce urmează să se întâmple? Atunci când trec într-o criză, e exact la fel ca într-un vis. Doar că în sens invers. În momentul în care totul e întunecat și trist, mă apuc și fac liste cu motive ca să nu mă sinucid. Mai cum ai tot timpul în fruntea asta. O iubesc enorm. Și știu că ar fi devastată dacă aș muri. Așa că încerc să rămân în viață de dragul ei. Următoarea de obicei e sora. Sora mea mai mică. A trecut prin suficiente necazuri și chiar ar fi trist să mor și să n-ajung să o cunosc cu adevărat. Pe urmă vin prieteni. Da. Când vrei să te sinuciți, nu mai poți să gândești logic și nici nu știi cine sunt adevărații prieteni. Poți să te gândești că unii dintre ei te urăsc de la spate. Sau chiar poți să crezi că uneori, în secret, unii vor ca tu să mori. Nu spun că are sens, dar poți să crezi asta. Prima dată am vrut să mă sinucid până de-a 10 ani. Când m-am trezit dimineața următoare, eram atât de recunoscător, eram bucuros când am reușit să o fac. N-am spus nimănui. Și pentru o vreme, chiar eram bucuros să trăiesc. Peste un an am încercat din nou. Acum am pierdut deja și eu tentativele. Dar toate au fost strigăte de ajutor. Am încercat să mă spânzur, să-mi tai venele, să iau supradoze de somnifere, să mă leg, să mă sufoc, să mă arunc în fața mașinilor. Dar acum când mă trezesc dimineața și iau toate pastilele care le găsesc lângă mine și le dau pe gât un pahar de vin, nu mai simt acea recunoștință. Simt pur și simplu disperare. Mă simt captiv, prizonier, mă simt ca ultimul atac de pe lumea asta, nici să mă sinucid în punct. Și am stat și m-am gândit dacă nu cumva motivul pentru care nu mă pot sinucide e acela că sunt deja mort și am ajuns în iad. Ăsta e adevărat iad. Nu cred că ar putea să fie o descriere mai potrivită pentru el. Se zice că sinuciderea e calea ușoară de scăpare. Crede-mă că ea n-ai fi de greu. Hotărârea corpului tău de a rămâne în viață, de a trăi, e mult mai puternică decât dorința minții tale de a muri. Și instinctul de a respira e greu de depășit. De multe ori nu poți. Și multă lumea spune. O să treacă. Da. O să treacă. Și inima ta continuă să bată cu neîncetare. N-ai bine încăpățânat. Mi-e greu să le spun oamenilor că mie au început să-mi placă să încerc să mă strâng și am început să iubesc chestia asta. Așa că petrec majoritatea timpului și energia încercând să mă prefac, că totul e bine, că sunt bine. Fac lume, râd, spun povești. Când am ajuns prima dată la spital, a fost ca o alinare. Puteam să plâng cât vreau eu. Puteam, nimeni nu-i păsa de mine. Nimeni nu-i păsa
de probleme. Stăteam și voceam toată ziua și nimeni nu se simțea vinovat. Dar am început să mă uit la părerile, la pacienții din spital. Și am văzut că ei au fost nefericiți pentru toată viața lor. Erau doamne de 80 de ani, care făcuse naveta între spital și realitate, de când era de vârsta mea. Și stătea toată ziua și se uita așa în gol și plângea. Și în fiecare zi mă întreba, dar de ce nu mă lasă să mor? N-are niciun răspuns la el. Dar realiza că ăla era viitorul meu. Realiza că nimic nu mă poate salva. Nici o terapie nu o să mă ajute să rezist mai bine decât o fac eu acum. Nici un medicament nu o să mă însănătoșească. Să am depresie pentru totdeauna. Pot să lupt cu ea. Pot să obțin nici victorii. Pot să fac lumea să creadă că sunt un om normal, că sunt liber, că pot să fac față. Dar nu mi-a fost niciodată bine. Nu o să-mi fie niciodată bine. În fiecare zi sunt și mai aproape de a nua viață. Nu o să mă. Îmi petrec timpul încercând să amân inevitabil. Și fiecare zi putea să fie un ultim.